câteva recomandări valoroase pentru vindecare. Apa este cel mai esențial lichid pentru corpul uman. Pentru a încetini procesul de îmbătrânire a pielii, a accelera metabolismul și a îmbunătăți bunăstarea, aceasta trebuie consumată cât mai mult posibil. În loc să te enervezi, oprește-te din ceea ce faci și respiră adânc. Expirația trebuie să fie de 3 ori mai lungă decât inspirația. Pentru a avea o stare bună, trebuie să știi că totul pornește din minte. Gândește-te la lucruri pozitive de dimineață și vei avea o dispoziție bună toată ziua. Masează-ți gâtul și picioarele atunci când te simți obosit. Te vei simți mult mai bine. Dacă ai dezvoltat o boală grea, nu trebuie să te pregătești de moarte. Trebuie să-ți pui mereu în minte că vrei să trăiești pentru ca creierul să-ți facă vindecarea mai ușoară. Pune-te la somn la ora 22 și trezește-te la 7 dimineața. În acest interval, corpul nostru se va odihni cel mai bine și în acest fel vei avea energie toată ziua. Rupe legătura cu persoanele toxice. Nu ai nevoie de negativitate în viața ta. Mergi într-un loc liniștit și ascultă sunetul naturii. Sunetul pădurii și cel al râului este deosebit de liniștitor și are efect terapeutic. Ieși mai des la plimbare sau la picnic în natură. Dacă nu ai posibilitatea, stai pe verandă sau balcon și gândește-te la ceva pozitiv. Să nu te gândești niciodată la apariția bolilor. Acest lucru te va frustra și îți va strica buna dispoziție. Înconjoară-te doar de persoane drăguțe care te fac să te simți bine când stai de vorbă cu ele. Călătorește. Călătoriile sunt cele mai bune surse de vindecare pentru că îți oferă numai momente bune de neuitat. Mănâncă puțin și des. În acest fel, stomacul va avea activitate mereu și, datorită cantităților mici de mâncare, nu vei mai crește în greutate. Înviorarea de dimineață. Exercițiile fizice te vor ajuta să începi ziua cu energie. Ține post măcar o zi pe săptămână. Ajută corpul să scape de toxine. Fă-ți timp pentru tine în fiecare zi. Când te gândești la viitor, imaginează-ți numai lucruri pozitive.
Ajută-i pe cei din jurul tău atunci când au nevoie. S-ar putea să ai și tu nevoie de ajutorul lor la un moment dat. Karma lucrează mereu, așa că încearcă să faci numai fapte bune pentru a primi numai lucruri bune în schimb. Roagă-te la Dumnezeu în fiecare zi, pentru că El te va auzi și te va ajuta.